Ne aflăm în Mănăstirea Ostrog, este unul dintre locurile cele mai încărcate de spiritualitate ale poporului sârb. Fiecare dintre bisericile înălțate aici au tradiția lor. Biserica în fața căreia ne aflăm acum este o biserică închinată Sfântului Mucenic Stanco. Este vorba despre un tânăr de numai 12 ani, care în felul lui de copil a dus lupta pe care întregul popor sârb a dus-o în perioada ocupației otomane împotriva celor care doreau să ne lepădăm de credința noastră, și aceștia fiind turci. Cunoaștem faptul că Sfântul Vasilie a trebuit să plece din mănăstirea lui de Metanie și să vină în părțile acestea datorită faptului că începuse să fie prigonit de dușmanii ortodoxiei. Locul pe care l-a ales va fi acesta, va construi mănăstirea în care va locui în ultimele 10 de ani din viața lui. Însă nici viețuirea lui aici nu a fost lipsită de primejdii, datorită faptului că turcii făceau dese incursiuni să-l caute pe Sfântul Vasilie pentru a-l aresta și a-l izgoni din această mănăstire. Însă Dumnezeu l-a apărat întotdeauna pe Sfântul Vasilie. O va face și acum printr-un tânăr mucenic care nu era străin de lupta părinților săi pentru apărarea ortodoxiei în aceste zone. De aceea, în aceste locuri va paște oițele așa cum obișnuia să o facă, însă a avut într-o zi ocazia de a-l salva pe Sfânt de la arestarea care a fost programată de către otomani. Și în momentul în care el păștea oile, va vedea o mică armată de turci care se îndreptau către Mănăstirea Ostrog, însă aceștia nu știau exact drumul pe care trebuie să meargă. Turcii se vor apropia de Sfântul Stanco și, crezând că Sfântul nu știe de prigonirile pe care Sfântul Vasile le răbda, l-au întrebat unde se află mai exact Mănăstirea Ostrog, pentru că ei nu știu drumul pe care să meargă acolo. Iar tânărul, simțind că Sfântul se află în primejdie, și-a dorit din tot sufletul să salveze viața Sfântului, pentru că prezența lui între ei era una foarte importantă pentru întărirea dreptei credințe. Așadar, n-a ezitat și va arăta cu mâinile turcilor o altă destinație decât aceea în care se afla Mănăstirea Ostrog. Desigur că turcii și-au dat repede seama despre faptul că au fost înșelați, însă a fost suficient timp ca tânărul Stanco să trimită pe altul dintre păstori sus la Ostrog, la Sfântul Vasilie, să-l avertizeze de primejdia care se apropia de el și apoi să plece împreună cu ceilalți părinți care se mai găseau aici în mănăstire. Turcii, întorcându-se, l-au întrebat pe tânărul Stanco de ce i-a înșelat și el n-a răspuns, pentru că scopul pentru care a arătat turcilor direcția greșită era de a se apăra dreapta credință care era întărită aici prin prezența Sfântului Vasilie. Însă turcii s-au grăbit să-l pedepsească pe Sfântul Stanco și vor aplica o pedeapsă asupra lui. Îi vor pune mâinile pe un butuc și vor tăia mâinile cu sabia. Aceste mânuțe, împreună cu trupul, după ce tânărul a plecat la Domnul, au fost îngropate, însă partea cu mâinile care au fost tăiate și care au salvat viața Sfântului Vasile într-un moment critic, acestea nu au putrezit și au devenit mâini de mucenic. Ele au fost păstrate de-a lungul timpului în mănăstire, iar când s-a zidit această biserică, s-au pus în partea stângă a altarului spre închinare și cinstire. De aceea, fiecare dintre părinții care intră în această biserică și văd mâinile tânărului Stanco, nu pot să nu se gândească la faptul că ce bine ar fi dacă și copiilor ar fi la fel de credincioși și de hotărâți în a apăra dreapta credință cu prețul vieții lor. De aceea s-a făcut o tradiție ca părinții muntenegreni să vină să boteze copiilor în această biserică aproape de Sfintele Moaște ale Sfântului Mucenic Stanco, ceea ce arată faptul că în fiecare duminică, în perioada verii, sunt aici botezuri de copii
Iar atunci când este iarnă, părinții nu ezită să-și aducă copiii, de aceea biserica este dotată și cu instalația de încălzire pentru perioada de iarnă. Alături de Sfântul Vasilie, în această mănăstire este cinstit și Sfântul Mucenic Stanco. Imaginea lui se găsește atât aici, în biserica care îi poartă hramul, cât și în mănăstirea Ostrog, unde se găsește scara care merge către clopotniță, un medalion cu bustul său care arată ce mult este cinstit Sfântul Mucenic Stanco în această biserică. Biserica în care ne aflăm acum este mai nouă și are hramul Sfânta Treime. La intrare este redată scena cu Sfânta Treime și cu prezența Preasfintei Treimi lângă Sfântul Părinte Avram la stejarul Mambrii. Este o biserică în care slujește Părintele Episcop, pentru că Mănăstirea Ostrog are și cinstea de a fi episcopie peste locurile de lângă mare, unde sunt trăitorii creștini ortodoxi. Această mănăstire a fost făcută de Părintele Vasilie pentru retragere din viața publică. Ulterior s-a adunat cu dânsul și ucenicii lui și, obștea mărindu-se, s-a făcut necesară construirea unei adevărate mănăstiri. După cum am văzut, în stâncă nu se putea desfășura. La început a fost construită doar partea de stâncă, unde se găsește clopotnița și cele trei paraclise, paraclisul de sus din clopotniță, unde se găsește și izvorul pe care a făcut Dumnezeu să existe pentru ca Sfântul să aibă și apă la nevoie. Există acolo o gaură în care să bagi doar mâna și să scoți cu palma apă atâta cât este necesar să bei. Alăturea se găsește locul în care Sfântul Vasilie a dormit, după care a fost înmormântat. Există acolo o viță de vie plantată de pe vremea Sfântului și care a rămas de atunci, pentru că aici, în Serbia, există tradiție păstrată de la Sfântul Sava în ceea ce privește vița de vie. Întrucât la Mănăstirea Hilandar se găsește o viță de vie care pleacă chiar din mormântul Sfântului. Are mai bine de 700 de ani și totuși nu s-a uscat, dă roade și acum. Strugurii sunt buni pentru sănătatea mamelor care nu pot face copii. În Sfintele Scripturi se găsește această cuvântare pe care Domnul a ținut-o atunci când a spus: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Dacă se taie o mlădiță din viță și se aruncă, mlădița se va usca, iar vița rămâne, dar nu poate să o mai ajute pe acea mlădiță, pentru că ea nu are legătură, comuniune cu aceasta. Desigur că odată cu mărirea obștii acestei mănăstiri s-a simțit nevoia să se facă și o biserică, alături de ea chilii pentru călugări, dar și pentru aspeți, să fie într-un loc mult mai accesibil, pentru că la cota 1500, unde se găsește mănăstirea, este foarte greu accesul. Nu pot mulți călugări să viețuiască acolo, mai ales că pe vremuri nu era drum decât acea cărare folosită de către părinții de aici, chiar și de către pelerini, care uneori fac nevoință și urcă pe jos, chiar și desculți în acel loc sfânt. De ce această nevoință? Pentru că, dacă aș citi viața Sfântului Vasilie, este foarte scurtă, ce a scris Sfântul Nicolae Velimirovici în Prologele de la Optina, însă ce l-a caracterizat pe Sfântul și viața lui se cuprinde încolo de câteva fraze, în care se spune că Sfântul își adăuga nevoințe peste nevoințe. Acestea se numesc Sfintele Nevoințe ale Desăvârșirii. Noi suntem nedesăvârșiri,
desăvârșiți, Dumnezeu este desăvârșit și ne desăvârșește și pe noi în cazul în care noi dorim să ne apropiem de El. Sfântul Vasile, această viață a dus-o de nevoințe și nevoințele nu se prea spun. Nevoințele sunt cele care sunt ascunse pentru că ele se fac cu un scop, nu ca să fii slăvit de oameni, ci să fii slăvit de Dumnezeu care te așează aproape de Sfinții Săi. Ceea ce a făcut ca și când Sfântul Vasile a fost scos afară din mormântul său, s-a văzut că trupul lui era neputrezit, însă viața lui se află descrisă mai mult în minunile sale. După îndemnul pe care îl dau Sfinții Părinți, taci tu și să vorbească faptele tale, adică viața ta și faptele să fie pe primul loc. Și asta a făcut ca el să fie așezat de Dumnezeu în rândurile Sfinților și dacă vă uitați în cartea cu viața Sfântului Vasile a Ostrogului, veți vedea că este o viață scrisă de minunile pe care le-a făcut. Foarte multe minuni și prea puțin din viața lui. Se știe doar minunile pentru că oamenii care au avut parte de ele din cauza faptului că se găseau într-o perioadă destul de dificilă a vieților, aceștia n-au putut să tacă și au vorbit ceea ce trebuia să vorbească. Și fiecare dintre ei a avut povestea vieții lui în care a intervenit Sfântul Vasile al Ostrogului. De aceea putem spune că e o mare minune că îi avem pe sfinți între noi. Însă Sfântul Vasile s-a remarcat printr-un anumit fel de ajutor, așa cum noi obișnuim să-l chemăm pe Sfântul Min atunci când avem vreo pagubă, atunci când suntem bolnavi, pe Sfântul Nectarie sau Sfântul Pantelimon. Cu siguranță că pe Sfântul Vasile îl chemăm atunci când mintea este bolnavă. Și ce o îmbolnăvește? Gândurile, fricile. Deci când ai frici, mintea se îmbolnăvește, ai vrea să faci multe lucruri în viață, dar te cuprind fricile și acestea stau ca un obstacol în calea vieții tale și nu mai iei deciziile pe care ai dori să le iei. Deși ți-ai dori foarte mult să iei acele decizii, dar frica te ține pe loc și nu poți să faci pasul respectiv, iar starea aceasta te mâhnește. Nu dorești să lași lucrurile nefăcute, dar neputința și fricile sunt ca un obstacol și faptul că vei face sau nu vei face acel lucru va fi reglementat de câte frici sau ce proporții au ele în luarea deciziilor tale. Și atunci când vezi că anumite frici sunt în tinerețe și se continuă și pe perioada în care ești matur și tind să nu te părăsească nici când ai ajuns către o anumită perioadă mai vârstnică a vieții tale, te gândești că ar trebui neapărat să ai un ajutor, pentru că de n-ai putut birui fricile în 20, în 30 de ani de viață. Cu siguranță că ai nevoie de un ajutor, așa cum a făcut Domnul Hristos cu Petru, care era pe valurile mării, văzând marea, apa care era învolburată, vântul și întunericul nopții. Erau foarte mulți factori la un loc care generau frică. Domnul l-a ridicat și l-a întrebat de ce ești puțin credincios. Și iată că aflăm din ceea ce s-a întâmplat în viața Sfântului Petru, că unul dintre factorii prin care este promovată frica este, de fapt, necredința sau puțină credință. Și cu siguranță că un om care are multă credință poate să-l ajute și pe un om care n-are multă credință. Cineva spune, nu pot să merg de aici până acolo, că e noapte, că e frică, e întuneric. Dar dacă mergem noi și spune, hai că vin cu tine, va merge? Sigur va merge. Vin cu tine și te ajut. Ei, iată, dragii mei, sfinții sunt aceia care vin cu noi și ne ajută. În ce problemă ai? Ți-e frică să te căsătorești? Ți-e frică să faci un copil? Te ajut eu în toate lucrurile acestea și în gândurile tale intervin la momentul potrivit și alungăm frica respectivă. Deci este nevoie de mult har, de o multă energie care revigorează inima și sufletul. De aceea putem spune că în vremurile de astăzi în care frica a pus stăpânire pe lume și cei care o promovează, o valorifică în felul dorit de ei, cu siguranță că avem mare nevoie de Sfântul Vasile și de alți sfinți care alungă din sufletul nostru fricile, ceea ce se vede din numărul de pelerini care vin, mai ales pe perioada verii, în fiecare zi aici. Ideea ca ei să vină și să doarmă o noapte cu Sfântul este legată de faptul că atunci când mergi la doctor trebuie să te așezi puțin, să stai, să te liniștești, să te aduni și să lași să te cerceteze. Vom dormi cu el și lăsăm o noapte să ne examineze, să ne studieze pe fiecare și să vadă ce
probleme avem. Și cu siguranță când ne trezim dimineață, ne simțim altfel. Și dacă nu ar fi așa, nu s-ar mai păstra această tradiție de veacuri, ca fiecare dintre cei ce simt că au nevoie de ajutor să vină să stea o noapte cu un sfânt și să se pună la dispoziția lui să-i spună aceste cuvinte sfinte: ajută-mă și pe mine, vezi ce este în viața mea și tot ce este rău, necurat sau legat de frică, ajută-mă să înlătur. Și fiecare dintre cei ce au dormit o noapte cu Sfântul Vasile aici la Ostrog are povestea lui. Eu am ascultat poveștile multora dintre cei ce au dormit aici cu Sfântul. Poate că n-ai putut să dormi, Sfântul ți-a reglat mersul somnului. Am auzit foarte multă lume care zice: de mic n-am mai dormit așa de bine și așa odihnitor. Pentru că vrăjmașul, ca să tulbure somnul omului, o face ca să-i tulbure și viața. Pentru că dacă nu mai e somn, nici viață nu mai e cum trebuie. Considerăm că Sfântul este de mare actualitate prin ceea ce face el în ziua de astăzi, adică rezolvă niște probleme de actualitate ale omului contemporan, și anume faptul că omul de astăzi este cuprins de frici, ar face foarte multe lucruri, avem mijloacele cu care să le facem, dar de cele mai multe ori intervine această frână în calea vieții noastre, care este frica. Iată că avem și un sfânt care ne ajută să depășim aceste obstacole din viața noastră, în mod special obstacolul fricii și al minții care este îmbolnăvită de aceste frici. Și aici avem câteva dintre anexele mănăstirii. Este foarte bine dotată să ajute mulțimile de pelerini care vin aici, în mod special din țările ortodoxe, din Serbia, din Muntenegru, Bosnia și Herțegovina și Macedonia. Iată că din toată zona, mai ales din Europa, vine foarte multă lume și au fost și cazuri de oameni bolnavi care au venit aici la Sfântul Vasile și s-au rugat. Dar pentru asta trebuie puțin timp și puțină răbdare să lași pe Sfântul să vadă cum dormi, cum te comporți și să schimbi puțin ritmul vieții. Dacă mergi acasă și citești acatistul: Sfinte, ajută-mă și pe mine, dar tu rămâi tot în circuitul vieții tale, cu bune și cu rele. Se poate întâmpla o minune? Cu siguranță că nu, se poate, din cauza că n-ai ieșit din ale tale. Și faptul că ai făcut o jertfă și că ai venit la Sfântul, ai dormit o noapte cu el, înseamnă că ai ieșit din ale tale și te-ai înfățișat către altcineva. Aici sunt nu numai oameni care vin în mod special în pelerinaj, oameni care merg pe țărmurile Mării Adriatice pentru concediu și află că există un sfânt care ajută oamenii în anumite probleme, nu poți să nu te gândești: totuși am și eu una. Se întâmplă ca oamenii care stau pe malul mării, în zona orașelor Budva și celelalte stațiuni de pe malul Mării Adriatice, să vină cu mașinile și să lasă o noapte confortabilă în hotel, să doarmă o noapte aici alături de Sfântul și să plece de aici cu o bucurie. De-a lungul timpului, mănăstirea se va dezvolta după nevoile care au apărut și numărul pelerinilor fiind foarte mare, datorită faptului că, deși suntem în vremuri moderne, problemele omului contemporan nu se împuținează, ci dimpotrivă se măresc, și numărul celor care aleargă după ajutor este din ce în ce mai mare. De aceea, mănăstirea trebuie să vină în sprijinul acestor oameni care își doresc să doarmă o noapte cu Sfântul și să fie adăpostiți în caz de vreme rea. Nu tot timpul este vreme bună aici, în Muntenegru. Numărul pelerinilor care pot poposi aici este de 500 în camere cu mai multe paturi, deoarece nu pot fi cazați absolut toți pe teritoriul mănăstirii alături de Biserica Sfântului Vasilie de Ostrog, datorită faptului că spațiul este foarte mic acolo și nu s-a mai putut construi. De aceea s-au făcut aceste construcții pentru pelerini aici. În partea de sus nu s-au putut construi decât pentru 250 de pelerini. Asta înseamnă că alături de Sfântul în cameră de cazare pot să stea atât la mănăstire sus cât și jos 750 de pelerini în fiecare noapte, iar dacă sunt mai mulți și numărul lor ajunge câteodată și la 3000, vor sta pe saltele afară dacă este vremea bună,
acoperiți cu păturile pe care mănăstirea le deține în acest sens.